Eu mă gândesc sportul înseamnă pentru mine foarte mult, că tot e legat la mine cu sportul. Fiecare zi, fiecare dimineață, fiecare zi, fiecare săptămână, fiecare lună. Nu, fără de sport nu pot să mă gândesc cum așa îi găsnu și ori o alergător, ori o zi în sală. Când a fost prima competiție, atunci am înțeles sportul pentru mine înseamnă mai mult. La noi a fost la Nonsuleț, era campionatul regiunii. Atunci nu s-a gândit nimic. Eu am luat, am câștigat prima luptă, a doua luptă și a treia luptă, am intrat în final. Nu s-a gândit nimic că eu am să intru în final. Asta era pentru toți șoc mare. Când am ieșit în final, eu am făcut aruncături și la noi câștigat. De sala atunci, bateu din pălmi, te plângeu cum el, băiat cu o mână, a putut câștiga pe puteți, adică sănătoși. Atunci a fost pentru tăți un anunț, Kinga este și băieț și el poate să întrena și el cândva și cineva. Și eu pot să mă ocup, și eu nu pot să mă ocup, dar pot să mă ocup foarte din ca nini data să lupt. Și atunci am înțeles că pentru mine sportul ăsta e cea mai mult. Încita man judo or sambo, că când ești la fotbal, acolo ești tu unul șing dze și prin echipa ta aia. Dar aici ești tu, mai mult nu-i nimeni. Tu trebuie să te gândești cu capul tău, puterea ta, cum trebuie să-ți lucrești și să-l pui jos. Că asta e unul la unul, nu e altfel. Prima dată m-a dus pe mine în sală tata când avem 5 ani și fratele meu s-a ocupat înainte de asta, știi, tare ne place cum el îi aruncă pe alți băieți și cum faci și roata. Și avem interes de matematică. Dar asta nu încurca nimic de sport. Eu până la aneaz mă pun la școală, după aneaz la antrenament. Și la universitate eu am învățat 4 ani de economist, adică pe România tot, adică intram magistratura la economie, dar și-am intrat și magistratura și la antrenor. Când la o competiție care el se munce, au luat și-o pierdut, că adică se-o ales asta. Dar asta e aproximativ pe o zi, două. Ori când deodată tu pierzi, gândești și se-o ales, mă mult, dar pe urmă gândești, dar deși eu nu pot să mă lupt până să câștig mai departe. Aș chiar așa se-o ales, nu, niciodată n-a fost. Când eram copil mic, când ne luptam, ieșeau cu mine, se uitau, o să-mi stimeu, tare stimeu, că cum așa el e fără român și luau în seamă tare asta și stimeu. O să mă gândeam, și el e fără român, ies să mușul dau, dar pe mine internorul m-a pus la așa, nu trebuie să te uiți însu, el e puternic, el e slab, el arată, el cum n-aș arăta el, orice el are kimono scump și tare, așa, orice el are un kimono prostoi, asta nu contează. Tu trebuie să te lupți cu dânsul în serios. Mulți care erau, care lasau, și eu am ușă, ies și-l dau jos. Și în timp de, nu, până la 5-6 secunde acolo înșim, adică facem salutarea și după salutare, luam chiar deodată, l-o dam jos, referi de anoata, eu mă puneam la loc și da, ei sculau și nu înțeleg de și cum așa, cum o câștigat și așa. Mă gândesc să mult și înseamnă că să ai prieteni în sport. Când ești singur, da, e tare bun, tu te ocuchi, tu, dar oricum o lea ca să timp ieși, mai ești, ai putea gata, nu mă duc, singur, ai mă doare. Dar când ești companie, când ești mai mulți, când sunt cu prieteni, asta e și sport, duhul ăsta sportiv, te țin să mai smești mai departe și asta. Eu mă gândesc că cea mai bine să te ocup cu prietenii întâi, și mulți prieteni poți găsești tare, mulți prieteni poți găsești în sport. Când eu zic că eu sunt la rea de asta, eu n-am știut ce asta, am luat și am căutat internet și asta și când m-am uitat cum e asta și e asta, eu eram, ulea cum spun, șocat, că adică cum eu să mă duc în clubul cu asta. Și când ne s-au adresat cu scrisoare, chiar într-adevăr ne-au sunat și ne-au felicitat, mi-a zis acolo și când am ajuns pe loc, acolo tot o programă asta tare puternic și tare ne-a fost plăcut că anume eu. Slavă Domnului, noi trăim în familie, care avem și mânca, avem și asta și dacă ne-au dat banii ăsta, cum zici, nu că ușor, dar ne-au dat banii ăștia, că le-am câștigat, eu cred că am făcut un lucru bun, că lășii și ne-au dat, nu ne-au dat lășii și au lășii care mai trebuiau în banii ăștia. Și pe mine mai tare m-a încălzit lucrul ăsta, când eu i-am dat și le-am ajutat lui cuiva,
pe care îi trebuie asta, decât să merg eu să le, să le cheltuie așa în zadar, că așa și le încheltuie, da, s-o, este, da, cum îți zici, bani azi ies, mâine nu-i, dar om trebuie să în orice caz. Eu mă gândesc, eu am fost un deputat și eu în primul rând aș dezvolta sportul. Că în regiunea Cernăuți este foarte mulți copii, bărbați și băieți, feti care are mare talent. La noi e așa, e regiunea asta, nația noastră, că sunt oameni puternici. Dar ta nu dezvoltați sportul. Că mulți copii câmbă care și nu fac, mai în scurt, nu-ți gândesc că pot să fac ceva în sport. S-a fost eu așa, eu mă gândesc în primul rând, aveți dezvolt sportul. Ori s-a fost luptă, ori s-a fost fotbal, atletica și înărșie, aveți dezvolt. Cred că cea mai mare dorință, oricum și la mine, oricum și la orice om, în primul rând, și sănătos. Dacă omul e sănătos, omul poate lucra, omul poate zbucura, omul poate de tot. Dacă el nu e sănătos, el nic. Și pentru asta, ca și sănătos, trebuie să ne ocupăm și cu sportul. Că oricum, cât de puțin, cât de mic noi n-ar face antrenamentul, totuna este oricare plus din asta și facem. În viitor vreau să am mult copil la antrenament, să pot să lucra cu din și să pot da, așa știu, eu văd cum e să fac mai puternici, să merg la o competiție, să luăm niște locuri, să ne mândrim că în regiunea Cernăuți este sambo, este lupt și este sportsmeni buni care pot să aducă rezultate mari și care pentru asta muncesc și cred că să ajung la sportivi mari. Toți m-au zis amori, toți se zis lui un cuvânt cu tata. Eu, primul rând, că zilul îi mulțumesc, el m-a pus în pe drumul, este bun. M-am dat la cale și dreapt, nu m-a lăsat să îmblă, să mă joc cu un altă, dar m-a pus să lucrez și eu bărbat. Și ar vrea să doresc la toți părinți să ei se ocupe cu copiii lor. Înțeleg că timpul e puțin, n-au timp, dar oricum trebuie de dat o leac mai mult puteri. O leac nu dovedește acolo, nu e nimic strașnic, dar tot copiii lor să aibă ocupații și să aibă mai departe nume mari. Dar lui tată, în primul rând, mulțumesc că tată pentru mine a fost tot. Și după tată a rămas mama care m-a adus, m-a ținut mai departe, nu m-a lăsat.